ziua, lăudat fie Iisus, bine ați venit la această întâlnire de suflet, fiindcă iată acum când ne pregătim cu toții de marea sărbătoare a Luminii, a devenit tradițional aici în spațiul nostru ca împreună să ne pregătim sufletește. Împreună, fiecare respectându-și tradiția și felul cum există credința în sufletul său, iată că de câțiva ani încoace, înainte de a intra în ultimele zile din postul mare, ne-am întâlnit cu diferite prilejuri pentru a ne pregăti și sufletește. Și iată, sub motoul iubindu-l pe cel răstignit, ne îndreptând spre Sărbătoarea Luminii, am organizat, până înainte de pandemie, câte o întâlnire ecumenică la care au participat reprezentanții romano-catolici, ortodoxi, dar și evanghelici și de alte confesiuni. Bineînțeles, pandemia, așa cum a ajuns și în părțile noastre, a făcut ca imposibilă o astfel de continuare a unei astfel de activități și acum, când sperăm ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze în sănătate, am încercat să continuăm ceea ce în urmă cu 15 ani a debutat atunci cu sprijinul episcopului de azi, romano-catolic, Iosef Ceavafal, atunci paroh al Bisericii Romano-Catolice Maria Zăpezii din Reșița Montană, împreună cu, pe atunci, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Părintele Petru Verbentea. De-a lungul anilor, cu participarea și tinerilor noștri de la Fiamă, dar și a Stranei Strămoșești, am organizat continuarea acestor evenimente. Astăzi, după 2 ani de pauză, ne-am gândit să organizăm această întâlnire așa mai modest, fără participarea tinerilor. Mai modest pentru că încă suntem, vedeți și dumneavoastră, datorită știrilor pe care le puteți urmări, sub umbrela pandemiei. Încă nu e totul eradicat. Chiar auzeam pe undeva că numărul iarăși crește. Bineînțeles, Doamne ajută, că putem să spunem așa, datorită Omicronului și nu partea cea dură a COVID-ului. Și toate acestea am zis că așa mai rezonabil să ne întâlnim. Și mulțumesc preaonoratului Părinte Protopop Gheorghe Șuveț că în prima clipă a încuvințat această participare. M-am bucurat foarte mult și vă mulțumesc pentru acest lucru. Bineînțeles, de acord a fost și Părintele Decan, Romano-Catolic de Caraș, Părintele Paroh, de fapt Părintele Protopop și Paroh al Bisericii Ortodoxe, spun de la Pătru Iacob, cum o știm noi toții, dar este Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, Părintele Veniamin Părie, parohul Bisericii Romano-Catolice Maria Zăpezii. Întâlnirea noastră de astăzi constă din 2 cuvinte de suflet adresate nouă celor prezenți aici, atât de Părintele Șuveț, cât și de Părintele Părie.
Practic, noi vom înregistra această întâlnire și spre seară va putea fi urmărită pentru toți cei care sunt interesați în acest eveniment. Părinte Protopop, vă rog frumos. Mulțumesc pentru invitație întâi de toate, onorată asistență de amărate părinte. Vreau să vă spun de la bun început faptul că am acceptat din start să particip la această frumoasă întâlnire pe care am urmărit-o și în alte dăți, dintr-un simplu motiv. Pentru că mă regăsesc în titlu. Dacă titlul era înjumătățit, nu mă regăseam și poate cumva aș fi venit cu această completare pe care deja dumneavoastră ați adus-o. În primul rând, iubindu-l pe cel răstignit, în viziunea și în teologia ortodoxă, sintagma aceasta nu înseamnă mare lucru. Pentru faptul că Biserica Ortodoxă nu promovează doar o teologie a crucii, ci promovează o teologie a învierii. De aceea, faptul că dumneavoastră ați adăugat și partea a doua, ne îndreptăm spre Sărbătoarea Luminii, este perfect teologic și duhovnicesc și mă regăsesc și, prin urmare, am acceptat cu drag să vin. Evident că întâlnirea noastră nu este și nu trebuie să fie, cel puțin din punctul meu de vedere, o întâlnire teologică. Noi nu venim aici să vorbim teologic. Noi venim într-un cadru cultural, de data aceasta cumva spiritual, în care dumneavoastră ne propuneți o meditație în vremea postului în care ne găsim ambele rituri creștine. Iar atunci când ne apropiem de Marea Sărbătoare a Învierii, de bună seamă ne regăsim, chiar și la timpi diferiți, ne regăsim împreună cu toți. Pentru că noi nu considerăm că greșim dacă zicem Hristos a înviat nici acum, nici peste o săptămână, nici cu o săptămână înainte de Paștele nostru și cred că nici dumneavoastră nu greșiți cu nimic dacă ziceți Hristos a înviat după o săptămână în care sărbătoriți plenar, să zicem, Sărbătoarea Învierii. Revenind la tema noastră, iubindu-l pe cel răstignit, ne îndreptăm spre Sărbătoarea Luminii, aș vrea doar câteva, cu permisiunea dumneavoastră, câteva lucruri să amintim din spiritualitatea noastră ortodoxă și, evident, din Sfânta Scriptură. Acum, m-am tot gândit zilele acestea ce se potrivește mai bine din Sfânta Scriptură să vă pun la suflet, să ne punem la suflet. Toată Scriptura. Tot Noul Testament ne vorbește despre opera de mântuire a Domnului Iisus Hristos, despre moartea și învierea Sa. Sigur, sunt câteva citate pe care le voi aduce în discuție, dar luând așa în mod treptat faptul că întâi vorbim despre post, mi-a plăcut un cuvânt foarte mult al Sfântului Maxim Mărturisitorul, mai apoi chiar o meditație a Părintelui Stăniloae. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa, zice, omul trece prin două morți. Este o moarte firească, prima moarte este moartea firească, iar mai apoi este o moarte a morții. Moartea firească este moartea pe care o vom traversa cu toți. Este moartea firii noastre omenești. O vom traversa cu toți. Înainte însă de aceasta, poate fi o moarte a morții. Și explică Sfântul Maxim Mărturisitorul prin faptul că atunci când omul se străduiește prin perioada postului, că ne găsim în perioada postului, să se îmbunătățească din punct de vedere duhovnicesc, el de fapt își omoară propriile neputințe. Și zice, Părintele Stăniloae completează cumva sau explică, zice, omul care nu se cunoaște pe sine are o mască. Această mască îl face pe om să nu poată ajunge la Dumnezeu și într-un cuvânt, dar vă rog să-l înțelegeți chiar așa plastic cumva,
nici pe Dumnezeu să ajungă la om. Pentru că masca aceasta este atât de opacă, încât anulează comuniunea. În momentul în care, printr-o asceză, printr-un post, pentru că postul ăsta, asta este o asceză, nu vedem postul renunțarea la anumite alimente doar de dragul altora, să spunem, da? Ci pur și simplu postul este o asceză, prin tot ceea ce facem. Asceza îl apropie pe om de Dumnezeu, explică Părintele Stăniloae, și ca și cum masca aceea ar deveni deceară și s-ar topi în apropierea căldurii dumnezeiești, harului dumnezeiești. În felul acesta omul își dă jos masca printr-o asceză, printr-o apropiere de Dumnezeu, își dă jos masca și devine sau vine în sine însuși. Așa făcând comparație cu fiul risipitor, care prima dată zice și-a venit în sine însuși. Da? Și-a venit în sine și-a zis. Mai zice Părintele Stăniloae că atunci când omul încearcă să se îmbunătățească prin perioada aceasta postului bunăoară, întâi de toate omul se străduiește ce să facă. Să nu săvârșească păcatul. Este un picuț mai atent cu sine. Se gândește, se reține de la anumite lucruri, da? Dar nu trebuie ca această formă de existență a lui să se încheie odată cu postul și să fie fără o finalitate. Finalitatea este atunci când, prin post, omul se abține de la anumite lucruri, dar experimentând în mod repetat treaba aceasta, el ajunge, Părintele Stăniloae, să spună că uită să mai facă răul. Deci, finalul este să uiți să mai faci răul. Adică, cumva, să te detașezi de păcat, să nu mai fii într-o a doua natură a păcatului, ci să te detașezi de păcat. Asta nu înseamnă că păcatul nu mai este existent în viața omului. Este existent, dar nu ca o a doua natură, ci ca o greșeală. Păcatul oricum va fi prezent în om, dar nu va mai fi ca o natură permanentă, ci va fi doar ca o greșeală, din când în când. Spuneam că vom găsi și câteva citate scripturistice și iarăși am spus că m-am regăsit în titlu și mă mai regăsesc și în icoană. Nu? Această icoană, vă rog să priviți, cred că o aveți aici, dar această icoană a Învierii, nu știu dacă ați știut, este icoana autentică a Învierii Domnului Iisus Hristos în Ortodoxie. În Ortodoxie noi nu avem autentic acea icoană a lui Iisus triumfător. Și această icoană se confundă cu ceea ce noi numim pogorârea la iad. Pogorârea la iad înseamnă învierea Domnului. Sau dacă vreți, concomitent cu învierea Domnului este pogorârea la iad. Noi nu avem în icoane reprezentat pe Iisus într-un nimb de lumină și cu un steag triumfător. Ci nouă în icoană ni se arată, de fapt, efectele învierii. Efectele învierii care sunt? Zdrobirea porților iadului. Vedeți că la picioarele Domnului Iisus sunt niște porți zdrobite. Tot acolo, dacă privim mai cu atenție, sunt niște lanțuri zdrobite și ele. Iar în dreapta și stânga vedem doi oameni care ies din mormânt. Acei oameni sunt Adam și Eva. Adică cei cu care a început căderea. Da? E, ridicarea tot cu aceștia începe. Ridicarea. De aceea noi vorbim că atunci, în Sâmbăta Mare, zicem, în Sâmbăta Mare, când așteptăm învierea, zice Hristos era în iad cu sufletul, cu trupul în mormânt, în iad cu sufletul. Ce face în iad? Nu este cuprins de iad, ci este în iad, zdrobește iadul. Deci el nu este acaparat de iad, zdrobește iadul. E, în sensul acesta, la 1 Corinteni, capitolul 15, avem așa, dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură a învierii celor adormiți. Este citatul care de fapt confirmă icoana. Deci Hristos este începătură celor adormiți. Icoana aceasta își are izvorul aici în Sfânta Scriptură. La capitolul 15, la 1 Corinteni,
găsim acolo ca și titlu Învierea Domnului și Învierea noastră. După ce se prezintă în câteva versete Învierea Domnului Iisus Hristos, ni se mai spune următorul lucru. Că de vreme ce prin om a venit moartea, tot printr-un, adică referire la Adam, tot printr-un om și învierea morților. Deci Iisus Hristos. Căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Dar, zice apostolul, fiecare în rândul cetei sale. Părintele Dumitru Stăniloae preia acest cuvânt, fiecare în rândul cetei sale. Cred că are și un articol care se intitulează chiar așa, fiecare în rândul cetei sale, și spune, ăstea sunt neamurile. Toate neamurile sunt chemate la mântuire. Fiecare în rândul cetei sale. Cu Hristos cel răstignit spre sărbătoarea luminii. Paștele este sărbătoarea noastră cea mai importantă, așa cum o știm, nu una dintre cele mai importante, ci cea mai importantă, și să ne ajute Bunul Dumnezeu cu bucurie să parcurgem acest post, nu cu tristețe, ci cu bucurie, pentru că știm, chiar dacă îl vedem pe Hristos acolo răstignit și în suferință, noi nu rămânem la acest sentiment al suferinței, ci mergem mai departe la bucuria venită din înviere. Dumnezeu să ne ajute la toți și să avem sărbători cu pace și cu bucurie și să ne mai întâlnim în locul acesta și nu numai. Mulțumim, părinte. Vreau să amintesc faptul că aceste două icoane care se văd sunt reproduceri după Maria Tudor. Ea le-a făcut de-a lungul anilor și am folosit icoanele dânsei. Părinte Beniamin, pentru început, vă salut cu bucurie, iubiți participanți, și în mod special permiteți-mi să-l salut cu și mai mare bucurie pe Feauloracul Părinte Protopop. Este bucuria mea personală, dar și a noastră comună, atunci când putem să hrănim poporul lui Dumnezeu împreună cu adevărurile sale. Și salut cu deosebită stimă pe domnul Țigla, care rămâne fidel atâtor programe, nu doar culturale, dar și spirituale, pe care le desfășoară aici în Centrul German de Cultură, dar și prin slujirea sa ca membru în Consiliul Bisericesc, ca lector, încă ministrant fidel, își aduce aportul în comunitatea noastră bisericească. Nu doresc să mă simt ca în biserică la altar, de aceea cer permisiunea dumneavoastră să vă vorbesc șezând, astfel încât să fim într-o colegialitate mai apropiată. Foarte frumos a punctat Părintele Protopop Șubeț această dublă importanță a spiritualității noastre creștine, învierea lui Hristos și moartea Lui, o sărbătorim cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui, care încep în Duminica Floriilor. Noi, în biserica noastră romano-catolică, celebrăm în timpul postului mare și nu numai devoțiunea populară numită Calea Crucii și îl felicit pe domnul Țigla că ne-a și expus câteva momente din Calea Crucii sau patima lui Iisus Hristos, care este prezentată la Ierusalim și nu numai, în multe alte părți, în comunitățile noastre. Suntem obișnuiți să merităm cele 14 stațiuni ale căi crucii, care începe cu condamnarea lui Iisus și se încheie cu înmormântarea lui Iisus Hristos. Însă, dacă suntem atenți la textul Sfintelor Evangheliei, putem să descoperim că, de fapt, Via Dolorosa a lui Iisus Hristos a început în Duminica Floriilor, atunci când Iisus Hristos a intrat într-un mod solemn, ca un rege în Ierusalim, acea cetate pe care o vizitase încă din copilărie în diferitele pelerinaje,
Dar acum intră în mod solemn ca un rege, nu pentru a-și instaura o împărăție pământească, ci pentru a accepta suferința, condamnarea și răstignirea pe cruce, vorbind deja dinainte că El a treia zi va învia din morți. Iată de ce în biserica noastră romano-catolică, în Duminica Floriilor, celebrăm aceste trei evenimente împreună, așa cum de altfel în biserica primară erau celebrate împreună, nu în zile separate, distincte, într-un tridium pascal, precum celebrăm în biserica noastră. Iisus Hristos, ca un rege spiritual, a intrat în cetatea eternă, acceptând jertfa de mântuire, ca prin moartea Lui să învingă definitiv moartea păcatului, moartea spirituală și să redeschidă porțile împărăției cerului, respectiv să redeschidă posibilitatea mântuirii noastre. Intrarea în Ierusalim, apoi ungerea lui Iisus în Betania, în casa lui Lazar, de către sora lui Marta, apoi plângerea asupra Ierusalimului și multe alte evenimente pe care ne le prezintă Sfinții Evangheliști fac întregul, de fapt, pătimirii lui Iisus Hristos. Am putea, în mod particular, lecturând cu sârguință Sfintele Evanghelii, fiecare evanghelist aduce un aport special la explicând patima lui Hristos, Mântuitorul, ne putem strădui ca, lecturând cu fidelitate și sârguință patima lui Iisus, să dezvoltăm spiritualitatea pătimirii noastre personale. În fiecare moment din patima lui Iisus Hristos ne descoperim pe noi înșine. Mă folosesc acum de gândurile unui mare teolog contemporan, cardinalul Raniero Cantalamessa. El a fost numit de către Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, ca spiritual și moderator al curiei papale și astăzi încă este în această calitate spirituală, purtând și titlul conferit de Papa Francis, titlul de cardinal în curia papală. În Vinerea Sfântă noi celebrăm în mod special patima lui Iisus Hristos și celebrarea liturgică se deschide cu o antifonă care este luată de la profetul Isaia din Vechiul Testament și începe: disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței, de care îți ascunzi fața. Da, era disprețuit de noi și nu l-am luat în seamă. Profetul Isaia în Vechiul Testament, vorbind despre slujitorul fidel al lui Dumnezeu, zugrăvește imaginea lui Iisus Hristos, cel care suferă, pătimește, se jertfește pentru mântuirea noastră. Acum, în timpul postului mare, da, ne lăsăm îndurerați, nu de suferința lui Iisus Hristos, ne lăsăm îndurerați de suferința noastră proprie, pentru că în suferința lui Hristos descoperim nu doar slăbiciunile noastre, păcatul nostru, dar suferința noastră de fiecare zi. În această însă întristare să nu ne conducă la deznădejde, să nu ne conducă la închidere în sine, să nu ne conducă la autocondamnare, atunci am pierdut calitatea noastră de creștin. Meditând pătimirea lui Iisus Hristos, să o vedem în lumina învierii. De aceea, niciodată nu avem voie să privim doar crucea lui Iisus Hristos, nici în timpul postului mare, nici în Vinerea Mare, fără să privim prezența vie a lui Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, pe care o celebrăm în fiecare zi și în care suntem înălțați odată cu Iisus în viața spirituală a învierii. Iată de ce în biserica noastră Maria Zăpezii, foarte frumos, nu doar artistic, ci și spiritual,
tabernacolul este încadrat sau este încadrat de lumină și în centrul luminii se află Iisus Hristos răstignitul și totodată Iisus Hristos prezent în Sfânta Euharistie. Unii m-au întrebat, părinte, dar de ce trebuie mereu acolo să descuiați, să răsuciți, să învârtiți? Pentru că nu putem să le punem amândouă, practic, una lângă cealaltă, dar această imagine pe care o prezintă altarul mare tocmai ne arată realitatea mântuirii noastre. Prin cruce am fost mântuiți, prin înviere am fost înălțați, am fost sfințiți. Să-L iubești pe cel răstignit, greu de spus. Permiteți-mi să fac un exemplu. M-am bucurat foarte mult în timpul acesta al postului mare să-i caut pe acei credincioși care se simțeau marginalizați în comunitatea noastră și o persoană, după o lungă perioadă de timp, s-a pregătit și a făcut o mărturisire, o spovadă, ca pregătire pentru sărbătoarea Paștelui și își motiva cumva absența de la viața sacramentală, spunând că i-a fost frică, i-a fost rușine. Dar acum vreau să-L văd pe Iisus cel înviat. Și a înfrânt această frică, această rușine, pentru că a privit cu speranță, a privit plină de încredere la milostivirea lui Dumnezeu. Și aceasta ne-o arată Iisus prin patima, moartea și învierea sa. Cât de mult ne iubește pe noi Dumnezeu. Astfel putem să-L iubim pe Iisus, răstignitul, pentru că acolo înfrângem suferința noastră. De fapt, întreaga viață a lui Iisus, conform descrierilor profetului Isaia, dar și descrierilor evangheliștilor, întreaga viață a lui Iisus a fost o jertfă. O jertfă a suferinței. Ne gândim la sărăcia Betleemului în care s-a născut, ne gândim la condițiile umile în care a crescut ca și copil, ne gândim la nopțile nedormite și multele vizite, drumuri, multele drumuri pe care le-a parcurs vestind Evanghelia, ne gândim la tot acel complot care a dus la condamnarea lui Iisus Hristos, toate împreună fac jertfa lui Iisus Hristos să fie prețioasă pentru noi. Într-una din imaginile căii crucii, sau prima imagine a căii crucii, ni-l arată pe Iisus condamnat la moarte. Atunci când Pilat se spală pe mâini, eu nu este vina mea, vina este a voastră, așadar luați-l voi și răstigniți-l. Însă înainte de această condamnare, este o altă imagine. În biserica noastră este prezentată această imagine în unele picturi, Ecce Homo. Cunoaștem din Sfintele Scripturi că Iisus, după ce Pilat a ascultat în judecata lui, ca fort tribunal roman, a ascultat partea conducerii poporului, a ascultat pe Iisus Hristos și a dat seama că nu este ceva clar. De aceea ar părea că ar dori să-L salveze pe Iisus. Însă în momentul în care El însuși ajunge să fie condamnat, au strigat mai marii poporului, dacă îl salvezi, atunci tu nu ești prietenul, reprezentantul împăratului. Aici s-a speriat Pilat. De aceea încearcă să-L umilească pe Iisus și îl dă pe mâna soldaților. Soldații abia așteptau. A fost o posibilitate de distracție pentru ei. Dar ce-au făcut soldații? În batjocura lor i-au pus o coroană de spini pe cap, o trestie în mână, o pelerină roșie de rege pe umeri și au arătat, de fapt, într-un mod batjocoritor, realitatea spirituală a lui Iisus Hristos, în care El afirma, da, eu sunt rege, dar împărăția mea nu este din această împărăție. Și după ce a fost astfel maltratat, Iisus este condus în fața poporului,
și atunci arată către el, iată, acesta este omul vostru. Un om de nimic, am putea spune, în limba noastră modernă. Și pe acest om voi îl venerați, în acest om voi ați crezut. Și Iisus deja tace, nu mai scoate niciun cuvânt, apoi este dus, îi se pune crucea în spate, este dus spre locul de răstignire. Această simplă expresie, iată omul vostru, întruchipează în cele din urmă mizeria umană. Să nu-mi fie luat nume de rău că folosesc această expresie, dar și astăzi, după 2000 de ani, observăm încă urmările păcatului, gândindu-ne la cei excluși din anumite cercuri, gândindu-ne la cei defavorizați, gândindu-ne la cei exploatați, mai ales acum, în timpurile acestea moderne, ale unui război modern, pandemia, manipulările, da, oarecum mondiale, și chiar războiul aprig pe care îl trăiesc sau îl trăim în vecinătatea noastră, am părea să spunem că ajungem să fim niște oameni reputați, niște oameni de care societatea ar dori să se debaraseze din anumite momente, din anumite interese. Mă gândesc la familiile care se află într-o tensiune foarte mare sau în sărăcie. Mă gândesc la vârstnicii care în suferință greu găsesc alinare și îngrijire. Mă gândesc la multe alte categorii de persoane. Descoperim în aceste persoane pe Iisus cel rebutat, pe ecce homo. Ne sperie poate sau ne împovărează acest gând, dar aceasta este realitatea lui Iisus cel condamnat și răstignit, și aceasta este realitatea pe care unii dintre noi și noi toți de fapt o trăim astăzi. Însă dincolo de acest Iisus condamnat se află Iisus cel înviat. Foarte, foarte expresivă este imaginea pe care Părintele Protopop a explicat-o foarte amănunțit. Nu am fost părăsiți. Chiar dacă societatea sau lumea noastră în care trăim ar dori să ne rebuteze, Dumnezeu nu ne părăsește. Dumnezeu în învierea lui Iisus Hristos dorește să ne salveze. Aceasta este milostivirea lui. Mă gândesc la parabola fiului risipitor, în care tatăl trebuie să-și arate milostivirea infinită ambilor fii, în egală măsură, pentru a-i aduce din nou la izvorul iubirii lui Dumnezeu. Și aici se întâmplă, de fapt, paradoxul vieții noastre creștine. Iubim. Dar cum iubim? Și de ce iubim? Mă gândesc la fiul risipitor care a plecat de acasă. Nu a plecat doar așa pentru că el nu a avut orientare. A plecat pentru că s-a iubit mai mult pe sine. Iubirea lui exista, însă avea o iubire greșit orientată. Avea nevoie de acea trezire, de acel examen de conștiință, de acea recunoaștere a limitelor personale, pentru a redescoperi iubirea tatălui său, iubirea lui Dumnezeu. Dar și fiul care rămăsese acasă trăia de asemenea într-o iubire greșit orientată. Am fost lângă tine atâta timp, nu mi-ai dat niciun ied măcar să petrec cu prietenii mei. Dar acum, invidia, celozia, mândria personală sunt doar câteva din cele 7 păcate capitale care ne fac să nu vedem iubirea adevărată a lui Dumnezeu. Iisus, în jertfa lui pe cruce, a deschis izvorul milostivirii lui Dumnezeu. Iată de ce în timpul postului mare,
în centrul activităților penitențiale stau faptele de milostenie. Două fapte eu mi le-am propus în timpul acestui post și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să mă țin de hotărârea mea. Una din faptele de milostenie trupească este aceea de a-i vizita pe cei închiși. Dar aici nu ne gândim doar la cei care se află în închisoare, eu mă gândesc personal cei care sunt închiși în propria lor pușcă. Iertați-mi și aici expresia abuzivă, sunt închiși în marginalizările care și le-au creat singuri. Și aceste persoane au nevoie de iubirea adevărată creștină a lui Dumnezeu pentru a fi eliberați nu doar în posibilitățile materiale, ci a fi eliberați în sufletul lor, în inima lor, în sentimentele lor, de propriile lor limite. Și încă o faptă de milostenie, de data aceasta, milostenie spirituală, ai avertiza și îndruma, eu pot spune, ai corecta pe cei păcătoși. Păcatul este ca un virus pe care nu-l putem evita decât cu foarte mare grijă. Dar acest virus poate fi vindecat. Nu trebuie lăsat să ne dărâme. Și atunci când în îndrumarea frățească, atunci când în sprijinul spiritual frățesc, noi dorim să ridicăm persoanele care, din cauza greșelilor proprii, nu mai văd posibilitatea convertirii, atunci împlinim milostivirea lui Iisus Hristos, milostivirea lui Dumnezeu. Iată de ce Sfânta Spovadă, dar și convorbirea spirituală, nu numai la preot, ci și între prieteni, este foarte necesară pe drumul convertirii în timpul postului mare. Crucea conține în sine însăși această calitate de victorie. Da, noi în biserica noastră romano-catolică îl oferim pe Iisus Hristos în imaginile noastre ca fiind glorios, pentru că El, așa cum și cântăm, prin moartea Lui a învins moartea noastră, prin învierea Lui a înălțat viața noastră umană, de la materialismul pământesc la spiritualismul cel ceresc. Am devenit cu adevărat în Iisus copiii lui Dumnezeu. Suntem învingători asupra răului, asupra patimilor, asupra oricărei suferințe pe care o purtăm în viața noastră sau în societatea noastră. Închei tot cu un gând de la profetul Isaia, din truda sufletului său va vedea, de aceea îi voi face parte cu cei mari, cu cei puternici va împărți prada, pentru că și-a dat sufletul la moarte, a fost numărat între cei nelegiuiți, dar el, purtând păcatul nostru, ne-a ridicat din nelegiuirea noastră. Puțin timp ne mai desparte de celebrarea solemnă a sărbătorilor Învierii Domnului, o săptămână, două săptămâni, acest timp să-l trăim cu intensitate maximă. Nu doar privind la rănile personale, la greșelile personale, la suferințele personale, ci privind la harul pe care Iisus, cel înviat, dorește să-l reverse asupra noastră. Aceasta să ne împlinească credința noastră, să mângâie durerile noastre și să înveselească, să îmbucure inimile noastre cu lumina Harului Sfințitor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu! Mulțumim ca onoratului Părinte Protopop, onoratului Părinte Decan, pentru cuvintele acestea rostite astăzi aici, la întâlnirea noastră de suflet, pentru sufletele noastre. Așa cum ați amintit, ambii noștri invitați de onoare ne mai despart câteva zile de
mai ales sărbătoarea, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ne bucurăm că anul acesta, o săptămână ne desparte doar, și așa cum suntem noi obișnuiți aici, în Banatul Montan, și nu numai aici, în alte părți, sărbătorim cu toții ambele sărbători. În sufletul nostru purtăm și sărbătoarea celui de lângă noi, care este născut în alt rit. Sărbătoarea Învierii este cea care, așa cum spune și titlul, ne duce spre mântuirea sufletului nostru al fiecărui în parte. Noi am considerat ca această întâlnire de astăzi să fie ultima înainte de Săptămâna Mare la Romano-Catolici și în pregătirea și a Săptămânii Mari la Ortodox, de aceea în următoarele două săptămâni nu vom organiza o manifestare, fiindcă așa este normal și corect, ca să ținem cont de aceste săptămâni pline de har și de binecuvântare și vă rugăm, preonorați părinți, să ne rugăm un Tatăl nostru acum la sfârșit împreună și să ne dați binecuvântarea dumneavoastră fiecare parte. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru, care ești în cerul Sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în sfidă, ci ne mântuiește de cel rău. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului și Hulurea și în vecii vecilor. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh să se coboare asupra noastră, să ne păzească de orice rău și să ne conducă la bucuria vieții veșnice. Amin. 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 Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Mulțumim frumos, dar aici, cine dorește cafea, o să dăm de o poezie, o poezie. Da, da, spune, te rog, o poezie. Două, da, vă așteptăm. Hristos a înviat. Duhul Sfânt e una cu durerea Fiului de pe cruce, în timp ce din mâinile bătute în piroare, pe pârnă sângele acoperă oul de Paște, din coșul Maicii Domnului, cu iubirea Lui pentru oameni. Spiritul Mielului e una cu sufletul Mântuitorului, ce moare pe cruce, să ne mântuiască de păcate, care în a treia zi a înviat, să ne înălța la ceruri și șade de dreapta Tatălui, Hristos a înviat. Și mai am una. Dumnezeu, Dumnezeu stă în floarea de crin, deschizând peste rai petalele iubirii. În miezul luminii crește Dumnezeu un strop de mir, și cuvântul lui se aude din pântâna vieții. Rugăciunile îmi topesc emoțiile, pe cum primăvara, popocul de ghiocel, deschis de bunătatea lui. Mulțumesc! Mulțumesc! Poftim! Stimați și invitați, onorați părinți, ne-am terminat o facultate care este, cum zic, aproape de a dumneavoastră de teologie. Ne-ați anumit filozofie și am terminat în 1972. Acolo am făcut și religia. Și, cum să zic, cum materia și spiritul se află, și tot ce a spus dumneavoastră, iată că s-a adeverit în spiritul meu și în credința mea de la părinții mei care m-au făcut în mine ca om, dar credința m-a făcut să fiu un fiul de al lui Dumnezeu. Și iată cum am reținut ce a spus dumneavoastră în câteva cuvinte. Sunt doar 13 versuri. E un, cum să zic eu, versuri scurte. Prima dată, Dumnezeu, așa de, sunt trei valori fundamentale în ortodoxia noastră. Credința, iubirea și speranța. Acestea, dacă n-ar fi, atunci nimica n-ar fi. Și uite să vă zic scurt. Credință și minune. Și minune dacă n-ar fi, că Domnul Iisus spunea, mă, dacă ai credință, cât un
cât un bot de mâncat, cât o simite de mâncat, poți să spui munților acestora să se mute din loc și să vărmăta. Cum așa ziceau învățăcei lui apostoli? Păi uite așa, dacă aveți credință, se poate. Și multe pilde le-a dat Domnul Iisus acolo. Eu, iată, am venit în 72 și acum vreo 2-3 zile se vorbea de prima locomotivă în 1872 care a fost aici în Reștea. Iată că și viața spirituală a Reștei n-a murit. Deci trebuie să credem. Și dacă vom crede, nu vom avea moarte, pentru că nu există moarte, ci există doar moartea trupească. Moartea trupească nu există, pentru că Adam a fost făcut nemuritor, numai a căzut în păcat și atunci am fost noi în sfârșit puși în starea aceasta de moarte. Iar Domnul Dumnezeu, deci așa, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, cât l-a dat pe singur său fiu, astfel cine crede să aibă viață veșnică și să moară. Și de asta Domnul Iisus a venit, asta este semța ortodoxie. Și intrând și rupând lanțurile iadului, l-a scos pe Adam prima dată și Domnul Iisus este al doilea Adam, de fapt. Așa și iată, cum am scris așa, că am dat cu de filozofie și poet. Credință și minune. Învierea lui Iisus e o tainică minune. Într-o slabă cea de sus, precum Biblia ne spune, primenindu-ne ființa cu dumnezeiasca fire și întărindu-ne credința spre a Domnului cinstire. Iisus din Nazaret, și aceasta e esența pentru noi. Dumnezeu ne-a făcut liber să alegem credința sau altă cale, calea îngustă sau calea largă. Dacă Dumnezeu vine și ascultăm cuvântul lui și chemarea lui și vom merge la ei, vom fi și vom avea mântuirea. Dacă nu, nu. Vom suporta, mă rog, ce scrie mai departe în Biblie? Eu am scris acum recent ceva despre Apocalipsă, cu războiește sau creieniște. Că fix cu fiara aceea care era 6-6-6, bă, și m-am fugat vreo 20 de stroc. Dar aia e altceva, aia e jurnal intim. Iisus din Nazaret, iată, bat la ușa ta, ne spune Domnul Iisus, bucuros a ne ierta într-o slavă cea de sus. Te grăbește, nu mai sta. Soarele el a apus, iată, bat la ușa ta, ne spune Domnul Iisus. Eu pe cruce am răzbit a lumii de șertăciune, din păcat v-am slobozit și a iadului genune, iată bat la ușa ta. Deci Domnul Iisus bate cu cuvântul, uite și la ușa mea a bătut, acum 3 zile a spus Domnul Iasinu și zic, mă duc la întâlnirea aceasta și pe dumneavoastră v-am auzit și pe dumneavoastră, poate nu dumneavoastră m-a zis. Deci am fost și la Maria Zepes și la Maria de Ciclu, acolo am văzut pe Domnul. Pentru că de mic copil am vrut și la mănăstiri, dar și sunt ortodox. Și pentru că în 1054 a fost schizma aceasta mare între răsări și a pus, mă doare. Mă doare pentru că Iisus este unul, credința este una și de aceea, în general, de ce între cele două răsări și a pus așa, sfârșit, iată că acum ortodoxia noastră, astăzi mai mergem la Chiril și cu tare așa și la papă de la Roma pusul, de ce să nu mai fie că multe lume spune așa, Domnule, de ce Paștele o dată așa și o dată așa în altă zi? Și Crăciunul e în acela, în 25. Păi a spus, băi, așa sunt și cu, mă rog, un calendar și alt calendar, dar asta se face dumneavoastră ca reprezentanță, spiritualitatea, ci ca oamenii de rând, eu am făcut la cruză, eu înțeleg astea, că ori e calendarul gregorian sau iulian, asta da. Dar Dumnezeu ne vede sus și vrea iubire, să ne iubim din piață. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Vă mulțumim și zile binecuvântate în continuare. Mulțumim!